Săgeata Năvodare a pierdut meciul cu Unirea Slobozia din etapa 14 a Ligii a II-a. Partida de pe stadionul Ialomițean 1 mai s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2. În ciuda gravelor probleme financiare cu care se confruntă clubul și a numeroaselor accidentări, Săgeata Năvodare a fost la un pas de a obține un punct sâmbătă. Unirea Slobozia a deschis scorul încă din minutul 7 prin fostul jucător al Săgeții, Marius Gianu. În minutul 22, năvădărenii au egalat prin Chițu, iar în minutul 36 au preluat conducerea printr-un penalti transformat de Ganea, după ce Ibrian de la Slobozia fusese eliminat. În partea secundă, Săgeata a condus până în minutul 73, când Unirea a egalat grație lui Stan. Reușita ialomițenilor a venit la numai 4 minute după ce Muzac văzuse cartonașul roșu. Nu s-a mai întâmplat nimic până în prelungiri și părea că meciul se va încheia 2-2, însă în minutul 94, la ultima fază a partidei, Gianu a reușit dubla și golul victoriei pentru Slobozia. Astfel, partida cu Unirea Slobozia le-a lăsat un gust amar năvodărenilor, care au acuzat arbitrajul lui Dan Grigore Botescu din repriza a doua. Am reușit o primă repriză bună, dar după pauză aspectul jocului s-a schimbat radical, Săgeata fiind dezavantajată de arbitru. Muzac a primit eronat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, deși cel care faultase fusese Vieru. Este păcat pentru că am avut un meci în mână și ne-am creat numeroase ocazii, dar arbitrajul a fost incredibil în repriza secundă, a declarat Gică Butoi, antrenorul nevodărenilor. În urma înfrângerii de sâmbătă, Săgeata a căzut o poziție de pe locul 3 pe 4 în clasamentul Ligii a doua la fotbal seria 1. Rămâne de văzut dacă năvodărenii vor mai intra pe teren la următoarea partidă, aceștia fiind neplătiți de 3 luni. Jucătorii din nordul litoralului au organizat sâmbătă trecută un protest în fața primăriei, iar viceprimarul Florin Chelaru le-a promis că se va rezolva situația tensionată în această săptămână. Fotbaliștii mai reclamă neplata, așa se prime pentru victoriile obținute.